Și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Astăzi vom discuta despre o piesă de teatru, aș putea spune, specială. De ce specială? O să aflați pe parcursul discuției cu invitata mea, doamna Oltița Cântec, director artistic la Teatrul Luceafărul din Iași. Să rămână, doamnă, bine ați revenit în platourile noastre. Bună ziua, bine v-am regăsit și pe dumneavoastră și mai ales pe telespectatori. Foarte bine ați spus, spectacolul Stai Jos sau Caz este foarte special. Este un spectacol unicat în România pentru că abordează o temă foarte complexă, tema bolii ca stigmat, în mod special epilepsia, pentru că spectacolul nostru pleacă de la romanul lui Bogdan Munteanu, un prozator foarte talentat care are această boală și care în paginile de roman, romanul a apărut la editura Nemira, folosește multe elemente autobiografice, dar și multe elemente de ficțiune, pentru că așa este în artă. În artă, așa este, da. Sigur, autorii își folosesc experiențele personale pe care le croșetează, să zic, grație imaginației pe care o au. Este un spectacol pe care l-am gândit ca o creație teatrală, deci dimensiunea lui estetică este cea care primează, dar în subtext există foarte frumos ambalat artistic și o dimensiune de conștientizare a spectatorilor în legătură cu această tematică a maladiilor, a felului în care societatea se raportează la oamenii bolnavi, cu focus pe epilepsie, care este o boală foarte bizară. Este o boală care apare la diverse vârste. La unii pacienți debutează în copilărie, la alți pacienți la adolescență. Există și cazuri de oameni maturi care deodată au niște simptome și află că au această suferință neurologică. Nu suntem pregătiți noi să știm cum să reacționăm dacă într-o situație oarecare cineva are o criză de epilepsie. Dacă mi-aduc eu bine aminte, v-am întrebat puțin, știu că undeva în timpul școlii generale sau a școlii generale ni s-a spus că dacă vedeți o persoană care tremură și e încordată, are o criză de epilepsie, este bine să-l înțepați în deget cu nac. Era o metodă, nu știu, așa ni s-a spus atunci. Acum, sunt convins că dintre cei care ne urmăresc, doar cei care au rude sau care ei au această boală știu cum să reacționeze. În rest, nu cred că lumea știe. Înțepatul degetului nu mai este de actualitate. Reacția de ajutor este foarte simplă. În primul rând trebuie să după reacția aceasta inițială de spaimă, exact, o reacție perfect umană, pentru că nu ne așteptăm. Deci tot ceea ce putem să facem este să îndepărtăm din jurul bolnavului obiectele care l-ar putea răni, obiecte ascuțite, muchi, nu știu, obiecte tari, dure. Exact, tot ce ar putea el, da, să lovească din și jur, din jur. Dacă avem posibilitatea să-i așezăm ceva comod sub cap, și foarte important este să încercăm, dacă nu reușim singuri, poate apelăm și la ajutorul altcuiva, să întoarcem bolnavul în momentul de criză într-o parte, pentru a evita mușcarea limbii, înghițirea limbii și, Doamne ferește, o eventuală asfixiere. Bun, vreau să vă întreb un lucru, pentru că a spus că cel care a scris romanul suferă de această boală. Se regăsesc în acest roman aceste măsuri de ajutor?
Romanul, evident, autorul s-a documentat foarte bine, a discutat cu un specialist neurolog, pentru că, da, în roman sunt și câteva fragmente, apar și personaje medici, inevitabil. Corect. Și voia să fie sigur că partea aceasta, să-i zic, medicală, este foarte corectă din punct de vedere științific. Bogdan este un om extraordinar, un scriitor extraordinar, pentru că a înțeles că cea mai bună modalitate de a, nu știu, de a negocia, de a reacționa, de a gestiona propria boală este să-i ajute pe cei care se află în situații similare. Pe lângă faptul că a scris acest roman, care este cel din tâi roman care abordează tema epilepsiei din literatura românească, noi am făcut spectacolul pornind de la romanul lui, dramatizarea a făcut-o el împreună cu teatrologul Daniela Șilindean de la Timișoara, ambii sunt timișoreni. Pe lângă aceste lucruri, el a înființat un ONG la Timișoara, mm-hmm, și a făcut foarte multe acțiuni de conștientizare a acestei boli. A făcut semne de carte pe care a scris aceste două, trei sfaturi practice. Da, da. Bine, el fiind afectat de această maladie, are pe telefon un sticker unde scrie această informație ca să fie în situații de criză. Să... Cei din jur să știe, exact, cum să reacționeze și să nu se sperie. Exact. Da. A făcut foarte multe podcasturi cu bolnavi de epilepsie din țară. Să știți că la nivel global sunt foarte multe cazuri, sunt peste 65 de milioane de bolnavi, adică unul din 100 de oameni are această maladie, iar neurologii spun că, acum nu vreau să speriem, să ne speriem, dar neurologii spun că potențial fiecare dintre noi am putea dezvolta... Declanșa, da, da, s-ar putea declanșa la fiecare o astfel, exact, de criză. Sigur, factorii sunt complicați. Da, acum nu trebuie Nu trebuie să îngrijorăm pe cei care ne urmăresc, exact, pentru că vor spune, domnule, și atunci de ce să mai vin să văd această piesă de teatru? Spuneți-mi un lucru, cei care joacă în această piesă de teatru, nu știu, s-au documentat cum sunt crizele, ce anume se întâmplă, cum? Da. Orice echipă artistică așa începe un proiect, prin documentare. În primul rând, colegii mei, regia artistică este semnată de Cristi Avram, Miruna Hrisco, asistentă de regie, actorii, colegii noștri, George Cocoș, Ioana Natalia Corban, Ionela Arvinte, Liliana Mavriș-Vârlan, Dragoș Maftei și Cosmin Rotariu, ei sunt din echipă. În primul rând au citit romanul, da, asta este absolut obligatoriu și da, s-au documentat foarte serios, au internetul, Google, sfântul, da, Google, da, da, pe da, care le știe pe toate, și în parcursul acesta creativ de teatralizare a romanului au fost inserate și câteva fragmente, sigur, într-o formă foarte artistică, legate de simptomele bolii, mm-hmm, de indicațiile medicale, fără să fie ceva, cum să zic, foarte științific, într-o formă. Ele sunt, o să vedeți când veniți să vedeți spectacolul, că îl jucăm joi. Joi de la ce oră? De la ora 18:30. Mm-hmm. Pentru că luna noiembrie este luna conștientizării epilepsiei și atunci am zis să avem o serie de evenimente. Săptămâna următoare ne ducem la București. Vom juca pe 23 noiembrie în sala studio a Teatrului Odeon, iar pe 24 noiembrie vom juca la UNATC București pentru studenții de la teatru și studenții de la medicină, de la Carol Davila. Și să nu uit să menționez că partenerul de nădejde al proiectului nostru este Universitatea de Medicină și Farmacie Grete Popa din Iași și chiar vreau să le mulțumesc domnului rector în mod special și lui Richard Constantinescu, care ne-au sprijinit din momentul în care le-am povestit despre acest proiect și li s-a părut extraordinar pentru că, sigur, legăturile dintre teatru și medicină sunt de dată străveche.
Și pentru că prin acest proiect ne-am apropiat împreună de ceva foarte actual care se numește medicină performativă, da. Adică o întrepătrundere, puncte de intersectare mult mai ferme între arta teatrală și medicină. Medicina performativă este foarte în vogă în Occident. Există la facultățile de specialitate din țările occidentale un asemenea curs opțional, pentru că arta teatrală îi poate ajuta pe medici în comunicarea cu pacientul. Este foarte importantă diagnosticarea, este foarte important tratamentul, însă la nivel uman, la fel de important este ca relația de empatie dintre bolnav și cadrele medicale să existe și căile acestea de a ajunge și la sufletul pacientului țin de arta teatrală, de comunicarea aceasta foarte specială pe care arta teatrală o poate realiza. Acum să nu înțelegem de aici că doctorii și asistentele vor trebui să joace teatru. Nu. Dar nici să nu e, pe cei care ne urmăresc, nici să nu-i facem, să-i ducem în latura aceea, în ideea că, domnule, piesa asta de teatru este foarte științifică, este o piesă de teatru, doamnelor și domnilor. O piesă de teatru care vă prezintă o realitate, dar o prezintă sub forma, cum să vă spun, a teatralizării unui roman. Deci este o piesă de teatru. Da, foarte interesant. Vreau totuși să vă... ne apropiem de finalul ediției și vreau neapărat să vă întreb, numai în luna noiembrie va avea loc acest spectacol? Nu. Spectacolul a avut premiera în Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr la începutul lui octombrie. Am fost cu el și în Festivalul Național de Teatru de la București, în secțiunea Teatru Educațional. Acum avem aceste evenimente mai speciale pentru că noiembrie ne îndeamnă să privim cu mai multă atenție. Îl vom juca în continuare, el este parte din repertoriul nostru permanent, deci stați cu ochii pe programul Teatrului Luceafărul. Se adresează publicului cu vârsta peste 14 ani pentru că este povestea lui Cipri. El este personajul principal, relația lui cu cei din familie, cu prietenii, cu elevii, cu colegii lui de liceu, cu ceea ce s-a întâmplat la facultate, cu ceea ce se întâmplă la job, cum reacționează cei de la job când el are o criză de epilepsie. Este un spectacol foarte modern, un spectacol în care toți actorii sunt la vedere tot timpul, o parte dintre ei interpretează mai multe roluri. Da. Este un spectacol cu imagine video, cu foarte multe songuri, cu un eclerar special. Deci este o abordare foarte, foarte modernă în spiritul arte teatrale a acestui moment estetic. Bun, și acum trebuie să le spunem și celor care ne urmăresc. Asta a spus că e adresat celor cu vârsta peste 14 ani. Doamnelor și domnilor, într-adevăr, vârsta peste 14 ani, pentru că prezintă anumite aspecte a unei boli care, of, Doamne iartă-mă, e îngrozitoare. Dar trebuie să înțelegeți că această piesă de teatru vă învață și pe dumneavoastră cum să acceptați persoanele care suferă de această boală, cum să le sprijiniți și cum să le ajutați în momentul când au o criză. A spus faptul că va avea loc spectacolul joi de la ora 18:30. Biletele se pot... Biletele online de pe platforma bilet.ro. Grăbiți-vă, mai sunt doar câteva locuri în acest moment. Sigur, cum spuneam, o să-l jucăm în continuare. Este un spectacol de teatru, nu trebuie, exact cum spuneați, lumea să creadă că facem o demonstrație științifică, nu e niciun curs de medicină, în niciun caz nu vorbim despre așa ceva, iar formatul spectacolului include și o discuție post-spectacol. Spectatorii care doresc să participe, care au niște curiozități, care vor să pună întrebări sau să-și exprime niște impresii,
Da. O pot face în prezența, în prezența artiștilor, a colegilor mei actori. Joi voi fi și eu prezent acolo, pentru că avem și studenți de la jurnalism care vor veni, avem și studenți de la Facultatea de Teatru, da, au fost studenți de la medicină, am avut niște reprezentații speciale pentru studenții la, de la medicină, pentru că e important, cum spuneam, pe linia aceasta de medicină performativă. Și mai precizez un singur lucru, împreună cu Daniela Șilindean și Richard Constantinescu am editat și un volum colectiv care însoțește acest spectacol, se numește Culisele creierului, epilepsia, perspective narrative. Reunește și articole ale specialiștilor și articole ale teatrologilor și cartea este ilustrată cu fotografii din spectacolul nostru. Corect. Mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiune, doamne. Doamnelor și domnilor, joi aveți posibilitatea să vedeți o piesă de teatru inedită. Nu știu câți dintre dumneavoastră au văzut așa ceva. Este o piesă de teatru care vă expune problemele cu care se confruntă o persoană care este bolnavă de epilepsie și totodată vă învață cum să acceptați astfel de persoane și cum să le ajutați. Nu ratați un spectacol de excepție. Până data viitoare, cele bune! La revedere!